Trece aici, pe aici se urcă. A, ce scuze. Oria, putem continua? Ești gata? E Sergio acolo? Deci, hai, du-te în... Nu, hai, urcă pe scenă, îmi cer scuze. Haide. Aplauze, aplauze! Nu, îmi cer scuze. De ce ești în spate? Cum? Trebuie să că... Ce se întâmplă? A, nu, grăgați. Bun. 2-10, hai... 2-10. Aude, e foarte bine. Delia este Sergiu cel mai înalt. Mersul normal al lucrurilor este așa. Horia te prezintă, intră filmulețul, tu trebuie să... Da, îmi cer scuze. Ce s-a întâmplat? Nu, a fost o mică... Ești gata? 2-10. Merge? Îmi cer scuze. 2-10? 2-10. Se aude? Nu. Ești gata? Putem trece peste momentul ăsta? Ok. Pentru cine... Zi pentru cine cânti tu astăzi seară? Pentru cine cânti astăzi seară? Asta seara am să cânt pentru prietena mea, Dorina, care nu a putut, din păcate, să vie. De ce n-a putut să vie? Spune-le. Nu a putut să vie, fiindcă a alunecat și s-a lovit din nou la picior. Adică și-a fracturat piciorul. La fosta fractură. Ok, și astăzi vei cânta pentru? Pentru ea voi cânta. Spune-i numele. Da, astăzi o să cânt pentru Dorina. Pentru Dorina. Ea este... Este, cum să spun... Este momentul în care concurentul trebuie stimulat exact cum trebuie să cânte. Eu de asta îmi construiesc psihologic momentul. Astfel încât, dacă există lacrimi, foarte bine. Dacă există emoție, foarte bine. Ești gata? Ok, în față e publicul, în spate este ușor cum te întorci. Sergio a venit pentru Dorina la X-Factor. Mi-a arătat așa. Sergio a venit pentru Dorina, ea era cu noi în backstage. Nu știa de lucrul ăsta, nu știa că el va cânta pentru ea. A rugat-o să nu se mai urce pe motocicletă. Nu l-a ascultat. Așa cum nu l-a ascultat când i-a spus să nu vină în galele live, pentru că are emoții mari. Ok, acum puteți să... Acum știi pentru cine cânti pentru Dorina. Bine ai venit, draga mea. Dorina, astăzi, pentru prima dată în istoria X-Factor, ea va fi acolo în față. Ești gata? Dă-i un sărut de un sărut de succes, hai. Ăsta, da, ăsta e. Doamne și domnilor, v-am spus, X-Factor, anul ăsta e plin de surprize, de aceea aplauze. Peste câteva momente o să urmărim momentul pregătit.